Brandul Five to Go nu mai are nevoie de nicio prezentare. Prima cafenea a apărut în urmă cu doar 4 ani în apropiere de piața la Hovar din București. De atunci și până în prezent, Five to Go a devenit sinonim cu performanța și inovația. Cele peste 100 de unități din 12 orașe transformă brandul în cea mai accesată franciză din România, reușind să atingă în 2018 o cifră de afaceri de 5,5 milioane de euro. De asemenea, anul trecut a fost unul cu multe reușite pentru businessul condus de Radu Savopol și Lucian Bădilă. Aproape 50% creșterea cifrei de afaceri și 40% creșterea numărului de cafenele. Brandul a prins deja rădăcini puternice în piață, ceea ce l-a dat răgaz celor doi antreprenori să se gândească un pic și mai departe. Așa au apărut trei noi concepte, divizia mobilă, coffee spot și drive-thru. Iar dacă v-ați așteptat ca după un 2018 plin să urmeze un 2019 ceva mai așezat, vă înșelați. Nici bine nu au început noul an, că cei doi antreprenori au și implementat un nou concept, Coffee Studio by Five to Go. Prima locație de acest fel o găsiți la parterul Iride Business Park. Cei doi antreprenori ne-au obișnuit cu mișcările îndrăznețe din piață. După celebrele pahare Bigger is Better, iată că în urmă cu doar câteva săptămâni au luat din nou prin surprindere concurența și consumatorii, deschizând o locație Five to Go chiar lângă cafeneaua Starbucks de pe Calea Victoriei. Pentru următorii 2 ani, Radu Savopol și Lucian Bădilă și-au propus obiective care la prima vedere par îndrăznețe. Însă cine le-a urmărit evoluția de până acum a business-ului își dă seama că pentru cei doi nimic nu e prea îndrăzneț. Așadar, până în 2021, Five to Go își propune atingerea bornei de 200 de cafenele, precum și internaționalizarea brandului. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați! Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și abonați-vă la pagină pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!